Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Agenda Publică. DNA și-a prezentat astăzi bilanțul. Despre corupții vom vorbi și noi în minutele următoare cu domnul avocat Valeriu Bancea, domnul Adrian Albu și domnul profesor Mihail Fodor. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Domnilor, astăzi doamna Laura Codruța Căveș a prezentat bilanțul DNA. Am trimis în judecată peste 1250 de inculpați pentru fapte de corupție la nivel înalt și mediu. Au fost trimiși în judecată de 5 ori mai mulți miniștri și parlamentari decât în 2013. Un prim-ministru, 5 miniștri, 16 deputați și 5 senatori. Este cel mai mare număr de demnitari investigați de DNA într-un an. Am instituit măsuri asiguratorii de aproape jumătate de miliard de euro. Sunt cele mai impresionante cifre de la înființarea DNA, a spus doamna Căveși. Este bine că avem în fiecare an tot mai mulți inculpați pentru corupție, se întreabă doamna Căveși. Același lucru vă întreb și eu pe dumneavoastră. Domnule Bancea? Da, am auzit cifrele și... Într-adevăr, sunt niște cifre de luat în seamă, mai ales că și acum, printre cei care sunt trimiși în judecată, se află un prim-ministru și încă 5 miniștri alături de ceilalți deputați pe care îi cunoaștem din datele care s-au oferit de DNA în mass media. Corupția, sigur că da, este un fenomen care trebuie în permanență controlat, că de stârpit pe de-a întregul nu cred că va putea nimeni să facă treaba asta, dar el trebuie controlat și controlul ăsta e bine că se face până la cele mai înalte structuri, mai ales că de acolo provin și sumele cele mai importante care se iau mită. Țin minte că înainte de 89, cele mai grozave dosare de corupție se desfășurau în jurul controlorilor de tren și prea puține personalități din zona mai înaltă intrau în vizorul unor astfel de cercetări penale. Mai eroteau, dacă sigur că era. Da, acum, sigur că da, corupția e controlată și la aceste nivele. Asta e partea bună, că se face ceva și se controlează fenomenul cât se poate de intens. Însă partea mai puțin bună a lucrurilor este că, în ciuda prejudiciului destul de ridicat despre care s-a vorbit, aproape 500 de milioane de euro, peste 200 de milioane de euro, deci cam jumătate din el, e nerecuperat. Și nu prea se întrezăresc șanse de recuperare, cel puțin din cele ce s-au prezentat din dosarele publice, că s-au instituit sechestre, că s-au luat toate măsurile asigurătorii, dar prejudiciul în continuare rămâne descoperit și nu prea sunt șanse de recuperare. De fapt, dacă stăm să ne gândim bine, acesta este, ar fi elementul cel mai important, alături de cel, mă rog, represiv și preventiv, care trebuie să-l aibă în vedere desfășurarea unui proces penal. Dar, dată fiind sumele care se discută aici, eu cred că ar trebui luate niște măsuri mult mai bine gândite pentru a determina infractorii ca din momentul în care se pune în mișcare acțiunea penală sau, mă rog, începe urmărirea penală, din acel moment să fie cât mai determinați în a recupera prejudiciul și nu să se țină cont de el doar, mă rog, la liberare condiționată și nici atunci, la momentul la care se aplică, hai să zicem, nu până atunci, dar la momentul la care se individualizează pedeapsa, da, și atunci mai puțin interesant e decât restul circumstanțelor reale sau personale care acționează în cauză și așa mai departe. Eu l-aș privi ca un element esențial, în special în aceste infracțiuni de corupție sau de cele care produc în general un prejudiciu
banului public, pentru că ăsta ne deranjează pe toți. E banul la care contribuim fiecare cu taxe, cu impozite, care, după cum observăm, cresc în permanență și ne cam ustură la buzunar, iar alții care profită de pe urma acestui ban public să fie primii care să îl recupereze și să nu umble, să fie nevoiți alții să umble după recuperarea lor la alte instituții. Rămân de cele mai multe ori, domnule Bancea, rămân și cu banii și ies după un an, doi din pușcărie de cele așa mai este, multe ori. Așa domnule Albu, este bine că avem în fiecare an tot mai mulți inculpați pentru corupție, se întreba doamna Căveși. O vreme e bine, pentru că și eu sunt convins și foarte mulți oameni din țara asta sunt convinși că virgulă corupții sunt mult mai mulți decât cei care vedem noi la televizor și mult mai mult decât cei care au dosare penale. Paranteză vin spus, mai trăim și mai vedem cum se vor termina aceste dosare penale, pentru că drumul până la condamnare este foarte, foarte lung și presărat cu tot felul de opreliști, avocățești, domnul avocat, dar așa se întâmplă în viața asta. Nu, nu mai avocat. Și multe instanțe și tot felul. Dar deocamdată e bine că sunt multe, pentru că sunt multe cauze, sunt mulți scoși la iveală, pentru că este de unde, este de unde. Un efect pozitiv de dorit al acestei, al acestei scoateri la iveală și a acestor transformarea lor din oameni normali în inculpați, a acestor presupuși corupți, ar fi să să-i determine pe cei care intenționează să facă asemenea fapte, să comită asemenea fapte, să, să se răzgândească. Dar mai trăim și mai vedem dacă se va întâmpla acest lucru, pentru că sunt foarte mulți care comit aceste fapte de a lua șpagă, de a da șpagă, chiar în aceste momente, nu știu, nu impresionează absolut cu nimic ceea ce se întâmplă la televizor și sunt foarte mulți cei care s-au obișnuit, este foarte important ce a spus domnul avocat, este elementul asupra căruia s-au aplecat multe persoane din conducerea statului român, să nu le mai nominalizez. Este vorba și de o agenție care ar trebui să se creeze, nu știu acum dacă exact de agenția aveam nevoie ca să poată pune în practică aceste hotărâri judecătorești, pentru că la momentul la care se pun în practică deja nu mai au pe ce pune sechestru. Și am înțeles că în iunie se va desăvârși procesul de înființare acestei instituții. Deci, ca principiu este bine deocamdată, dar este și rău pe de altă parte, pentru că prea multe procese din acestea importante ca atare și cu impact mare în mass media au impact mare și în lumea exterioară României și noi suntem totuși un popor de oameni cinstiți în esență. Pe mine m-ar deranja ca vestice vorba în primul rând, să ne creadă pe toți un popor de corupți, de mincinoși și de hoți, dacă vreți. Chiar m-ar deranja acest lucru, pentru că sunt ei mulți, dar procentual din masa poporului nu sunt un procent semnificativ și dacă stăm să ne uităm și în alte țări, corupția există peste tot. În sfârșit, astăzi un personaj important în lumea asta din România, ambasadorul Statelor Unite, recunoștea că și în Statele Unite există corupție. Totul este să menții sub control acest fenomen. Foarte interesant, domnule Albu, în timp ce se desfășura bilanțul DNA, la Cluj, ambasadorul Statelor Unite vorbea despre corupție. Mă, nu știu dacă e absolut întâmplător sau nu. Probabil că s-a gândit să aducă în discuție acest subiect tocmai din cauza faptului că se desfășura și bilanțul DNA-ului. Nu cred că el special s-a dus la Cluj ca să-și dea cu părerea
vis-a-vis despre acest subiect, ci a fost, ocazia a fost bilanțul DNA-ului și dacă tot ar trebui să ia cuvântul, știți cum e, până la urmă, trebuie și oamenii să spună ceva și dacă trebuie să spună ceva, să țină minte ziariștii și populația. Și ce să spună? Să spună și eu ceva. Ambasadorul le vorbea studenților, nu? Le vorbea studenților. E bine că le vorbea studenților, pentru că nu putem decât să ne dorim că, ca cei care au astăzi, care sunt studenți, care au astăzi între 19 și 20 și ceva de ani, să fie mai bun decât a fost generația noastră și alte generații. Nu putem decât să sperăm. Domnule profesor, doamna Codruța Căveș, și a mers mai departe cu șirul întrebărilor. Este bine că sunt tot mai multe persoane condamnate, se întreba doamna Căveș și vă întreb și eu pe dumneavoastră. Întrebarea este destul de retorică, în sensul că este evident că faptul că avem atâția inculpați, condamnați, reflectă o proliferare destul de profundă a fenomenului în societatea românească. Și aici, cu regret, îmi exprim dezacordul cu ceea ce spunea domnul Albu, în sensul că în societatea românească, în esență, majoritatea e cinstită. Este pentru, de multe ori pentru că nu are ocazia. Deci, acest mecanism al spăgii, corupției, bacșișului, sunt destul de bine încetățenite în societatea noastră, din păcate, probabil datorită unor împrejurări de ordin istoric, probabil datorită unor vecinătăți, a unor proaste deprinderi, și este pe de altă parte la fel de evident că faptul că avem un număr mare de inculpați lansează măcar un semnal de avertizare. Până acum e adevărat că fără efecte spectaculoase, în sensul că se fură în continuare, dar poate totuși, încetul cu încetul, cei în cauză, cei tentați vor măsura care este raportul între riscuri și profitul posibil. Ceea ce este specific de asemenea e nivelul corupției. Nivelul corupției, sigur că o corupție într-o stare latentă sau la niște nivele de bază există peste tot în lume, fiindcă omul este, printre altele, supus acestui păcat numit lăcomie. Dar din cele ce le mai auzeam și citeam în alte țări, de exemplu, nivelul comisioanelor se situează undeva pe la 1-2%. La noi am văzut că merge de la 10% până la 50%. În sensul că tot atât cât se investește în ceva, tot atât se fură. Din această cauză, cred că această politică destul de, hai să spunem, fermă, de agresivă chiar a DNA-ului, are rațiunea de a exista. Sigur că în jurul DNA-ului se învârt și multe legende de genul: de ce tocmai acum, că-i neosecuritate, că-i organ opresiv, că își depășește limitele și competențele, că întunecă imaginea țării și așa mai departe. Pe lângă toate aceste reproșuri, eu cred că România s-a schimbat fundamental de când DNA a început să opereze cu adevărat. Se zice că și din medii de afaceri, se spune, domnul Albu poate să ne confirme sau, mă rog, să ne infirme dacă e cazul, că încep să se facă niște licitații mai oneste și că oamenii de afaceri cinstiți au chiar șanse de a realiza niște business-uri de acest gen. Nu vedem că s-a schimbat, domnule profesor. Am văzut că au fost situații în care procurorii DNA lucrau, arestau, adică prezentau, rețineau persoane pentru învederea arestării, le prezentau în instanță și alții luau mită. Bine, fenomenul e mai larg. Deci sunt mult mai mulți corupți decât îi vedem în tribunale sau
în urmărire penală. Probabil că, din punctul de vedere al masei, acestora s-a întâmplat câte ceva. Sunt semne bune, eu cred. Sunt și semne de întrebare, de genul, apropo de recuperări. Ce se întâmplă cu cazuri precum Pescariu și Florică? Până acum n-am înțeles cum putea să se claseze un dosar precum al lor și cum pot ei să stea fericiți și netulburați de nimeni și beneficiind de foloasele despre care se făcea vorbire. Eu cred că în ansamblu, pro, contra, în sfârșit, acțiunea DNA-ului este salutară. Eu aș mai zice că ceva aici, că văd că discuția se îmbârte în jurul existenței DNA-ului. DNA-ul este un instrument, evident, care are o specificitate a lui, deci luptă împotriva corupției. Crearea lui însă nu rezolvă problema. Pentru că, dacă stăm să ne gândim, ceea ce se întâmplă și se derulează în fața ecranelor și în mass media și cum reușim să luăm informația, sunt efectele. Aici ar trebui umblat la cauze. Ori crearea numai acestui instrument, care evident că încearcă să diminueze sau să înlăture efectele pe care le produce fenomenul numit corupție, e, după mine, o rezolvare parțială a problemei. Chestiunea trebuie lucrată mai în profunzime. Pentru că, din ceea ce spuneau antevorbitorii mei, rezultă și din ceea ce se decelează din știrile din mass media. Într-un loc, în fața unei instanțe, are loc o condamnare sau o trimitere în judecată a unui corupt, în cealaltă parte, la câțiva kilometri mai încolo, se întâmplă un fapt de corupție evident. Deci lucrurile trebuie rezolvate un pic altfel. Deci ar trebui, dacă se vorbește de continuarea luptei împotriva corupției, asta vreau să vă spun, că cel puțin în viziunea mea ar trebui umblat un pic la legislație. Pentru că legea este cea care reglementează raporturile dintre oameni și derularea anumitor fenomene. Corupția e un fenomen. E un fenomen care îl știm de când există societatea omenească. A existat corupție în diferite forme, în diferite stadii, la diferite nivele. Nu s-a inventat acum, nici în România, nu e România nici cel mai corupt stat, nici măcar din Europa, deși unii afirmă treaba asta, nu. Sunt unii care fac reclamă mai mare fenomenului respectiv, alții mai puțină, dar contează și rezultatele. În opinia mea ar trebui umblat un pic la sistemul legislativ, de ce? Pentru a preîntâmpina fenomenul. Domnule Bancea, sunt abia 2 ani de când au intrat în vigoare codurile, codul de procedură penală, codul penal, ce? Așa e. Iar schimbăm. Nu trebuie schimbate. Bine, asta e o altă discuție. Să nu credeți că sunt perfecte. Dimpotrivă, au atâtea imperfecțiuni. Am văzut că nu sunt perfecte. Au zeci și zeci de articole care sunt declarate neconstituționale. Dar subiectul nostru nu e ăsta. De exemplu, sancțiunile sunt blânde. Dar, blânde, mult mai blânde ca în alte țări. Eu n-aș umbla la fenomenul represiv prea tare, pentru că aici sunt prevedere legale suficiente. Să aplică sancțiuni care sunt mult mai ridicate decât vechile coduri, se aplică sistemul cumulului aritmetic în combinație cu cumulul juridic, deci e o noutate și așa mai departe. Sunt modalități de pedepsire a infracțiunilor respective diverse. Problema e că nu aici trebuie să ajungem. Trebuie să ajungem și să mărim eficiența sistemului de prevenție. Prevenția nu vorbește nimeni despre ea, numai așa la modul general și așa câteva cuvinte de, sau fraze de complezanță și cu asta basta. Se vorbește despre câți ani de închisoare la cutare și așa mai departe.
Ori prevenția resetivă este mai importantă. Domnule Bancea, dacă aceste persoane nu se sperie nici măcar de condamnări, de, spuneați noastră că este suficient de aspru pedepsite sau sunt suficient de aspru pedepsite aceste fapte de corupție. Da, în momentul în care se prevede o pedeapsă de 15 ani până la 20 pentru astfel de fapte, nu putem zice că nu sunt pedepsite destul de drastic. Ba da, nu, numai că... Plus 15. L-am văzut Severin, pe... de exemplu, cât a luat? Eu nu vorbesc... Cătălin Voicu, sau cum îl chema pe... Da. PSD-istul, Cătălin Voicu, da. Parcă. Da. A fost condamnat la 7 ani și după 2 ani a ieșit. Adrian Severin, pentru din asta internațională, care într-adevăr a întunecat imaginea României, a luat 2 ani. Păi e aspră? Cătălin Voicu în 2013 condamnat, acum este liber. Eu cred că nu m-ați înțeles. Deci din punct de vedere al sistemului, eu vorbesc legislativ. Nu vorbesc aici de ceea ce fac instanțele și pedeapsa efectivă aplicată, pentru că fiecare caz în parte are specificul pedeapsa lui. Pedeapsa a fost mare, dar a făcut puțin. Pedeapsa prevăzută de lege este destul de mare. Acum, că pedepsele care le aplică instanțele sunt unele mai mici, altele mai mari, altele sunt... De la până la. Probabil cartul ăla e cam prea mare. Ar trebui să fie mai degrabă până la... Ecartul se numește limita minimă și limita maximă. Ăsta e ecartul. Și ecartul e prevăzut de lege. Iar instanțele lucrează în acest ecart. La ele se mai pot adăuga sporuri și așa mai departe. Deci există posibilități. Dar eu nu despre asta vorbesc. Pentru că în acest sens... Cum prevedem atunci, domnule Bancea? Concret. Adică ce? Mergem și le ținem lecții elevilor în școli să nu-i amită când o să ajungă în funcții de răspundere, că nu-i bine, că legea pedepsește sau ce? Cum se schimbă? Păi, să știți că eu am participat la astfel de activități pe vremuri când se făceau anumite... Erau anumite întruniri în care se făceau popularizarea legilor, se explica și tinerilor consecințele nerespectării unei anumite conduite și așa mai departe. Dar, mă rog, asta e o anumită fațetă. De la nașterea PNA, apoi transformat în DNA, tinerii tot văd că sunt reținute persoane, ce pățesc cei care iau mită, ce pățesc cei care dau mită, cum rămân unii cu averile. Deci înțeleg să... Încerc să vă explic altceva, că... Noi vedem în fiecare zi că îi condamnă pe unii, pe alții, bro, că sunt nemulțumiți cum e domnul Fodor, că lui ar place probabil să-i dea fiecăruia peste 10 ani închisoare. Asta e altă socoteală. Fiecare după cum cântărește el. Dar avem un singur judecător, acelea, hotărârile care le dă el, acelea sunt lege. Și dacă respectivul a fost sancționat cu 3 ani închisoare și nu cu 15 ani, aceea a fost... acel judecător a dat hotărârea și aia a rămas legală și temeinică, ei, de hotărârea respectivă ne ține. Dar problema e cu totul, trebuie privită și din alt unghi. Ar trebui cuprins în reglementarea actuală niște norme care să prevadă un anumit regim sancționator și în același timp stimulator pentru cel care recuperează prejudiciu, pentru că dacă ești pus să recuperezi prejudiciu și să mai plătești și dobânzi și gen de penalități și așa mai departe la sumele pe care le-ai luat mită, păi atunci mulți își vor pune problema: stai, domne, dar ce rost are să o iau dacă eu tot trebuie să o dau înapoi și o dau în zecit sau în sutit? Dar deci, v-am dat un exemplu de... care vizează și recuperarea sumelor respective. De ce să recuperezi prejudiciu, de ce să dai banii înapoi pe care i-ai furat sau i-ai luat mită sau ai comis alte fapte în condițiile în care se poate și fără să-i dai înapoi? Haideți să ascultăm pe doamna Laura Codruța Căveș și ce ne spune despre sumele luate drept mită în 2015 și despre această recuperare a prejudiciilor. În dosarele trimise în judecată, banii dați mită au fost de 431 milioane euro. O sumă comparabilă cu bugetul prevăzut pentru cofinanțarea programului de autostrăzi pentru anul 2016, 2017 și 2018. Aproape 500 de persoane cu funcții de conducere au fost trimise în judecată.
Am fost preocupați de hotărârile instanțelor judecătorești pentru evitarea soluțiilor diferite de aceleași probleme de drept. În alta curte de casație și justiție este reperul de jurisprudență în funcție de care ne orientăm practica. Trebuie să ne asigurăm că soluțiile definitive sunt respectate și executate ca o garanție a statului de drept. Justiția depune un efort uriaș pentru investigarea și soluționarea cauzelor de corupție, folosind resursele financiare ale societății. Apoi, vedem de multe ori cum mecanismele și procedurile judiciare sunt interpretate și aplicate diferit. Unii condamnați nu execută integral pedeapsa aplicată de judecători. Unii sunt eliberați condiționat, fără a recupera prejudiciul sau folosind tertipuri administrative. Astfel de situații duc treptat la pierderea autorității statului și la o lipsă gravă de încredere în instituții. Deși dispozițiile codului penal care au intrat în vigoare de 2 ani prevăd că liberarea condiționată poate fi acordată numai dacă s-a recuperat prejudiciul, practica judiciară este Doamna Laura Codruța Căveș și șefa DNA, domnule Albu, cum comentați declarația doamnei Căveș? Acum eu mă gândeam la întrebarea mai veche, ce să facem ca să ce ar trebui făcut ca să se limiteze fenomenul corupției. Evident, dânsa descrie exact ce, n-avem noi control. Suma de care vorbește dânsa e 431 de milioane de euro, dar e o sumă teoretică. Au fost date mită în dosarele trimise în judecată de DNA în 2015. În 2015, realitatea merge până pe la 1 miliard. Sumele de care probabil de care vorbim în infrastructură nu sunt 400 de milioane, din fericire, totuși sunt ceva mai mari care se investesc, acum rămâne de văzut. Doamna Căveși vorbea de cofinanțarea bugetului autostrăzilor. Da, deocamdată, așa că veni vorba de infrastructură, deocamdată ca un efect al acestei, al acestei ofensive fără precedent a DNA-ului, se pare, și au fost afirmații și din partea fostului prim-ministru a domnului Ponta, dar se pare că se lansează tot mai puține licitații pentru lucrări în infrastructură, se câștigă tot mai puține și se lucrează mai puțin. Se și finanțează mai puțin, ce e drept, dar se și lansează și cele care sunt lansate nu se duc până la capăt. Nu știu, vă dau un singur exemplu dacă vreți să-l luați ca atare. De exemplu, municipiul Satu Mare, ca să coborâm mai pe pământ, mai pe aproape de noi, așa, n-a fost în stare să finalizeze o licitație pentru, fără să acuzăm pe nimeni, că nu e neapărat vina executivului, să, o licitație pentru desemnarea unei sau a două firme care să facă reparațiile de infrastructură, străzi, trotuare în municipiul Satu Mare, într-un an de zile. Deci sunt foarte multe la chestiunea asta. Acum, eu aș vrea să spun așa, că m-am gândit în timp ce vorbea domnul avocat și am mai discutat cu unii și cu alții. În primul rând, ar trebui să știe cu certitudine cel care intenționează să facă sau a comis o asemenea faptă, că ele sunt diferite. A fura de la bugetul de stat este una, a da mită, ceea ce se numește corupție, e un pic altceva. Nu știu, de exemplu, la compania lignitului din Valea Jiului, unde am înțeles că s-au cumpărat aceeași poveste ca și la CFR pe vremea PSD-ului 2001-2004, la prețuri supraevaluate și așa mai departe. O să vedem ce să se întâmple într-un final dramatic. Deci, ar trebui să știe că banii care s-au dovedit că i-a luat mită, măcar aia care s-au dovedit o să fie obligat să-i plătească înapoi, să-i returneze statului. Aici mi-aduc aminte, nu pot să vă exprim exact cum se numea această lege, domnul Bancea, poate mă ajutați. Era vorba într-un moment oarecare, acum vreo 2-3 ani de zile, că atunci când un cetățean este condamnat pentru o faptă de corupție sau de lapidare sau ce vreți să-i spuneți, să nu-i se
ia doar banii de care este vorba. Să zicem că dânsul are o avere estimată la 10 milioane de euro și acolo în cauză sunt 500 de mii de euro pe care se dovedește că i-a luat el sau i-a primit. Ci să se pună, să se conexeze cu toată averea pe care o are, pentru că se presupune că averea... Confiscarea extinsă a averii. Da, confiscarea extinsă se numește. Vreau să spun că această idee nu s-a mai dus până la capăt. S-a vorbit destul de mult ca de obicei atunci când s-a lansat ideea și deocamdată e pe loc. S-a dus idee până la capăt. Chiar astăzi la Tribunalul Satu Mare a avut loc... o conferință de presă. În cadrul acestei conferințe de presă, conducerea tribunalului a prezentat activitatea instanțelor din județul Satu Mare pe anul 2015 și spunea vicepreședintele Tribunalului Satu Mare că în Satu Mare, Tribunalul Satu Mare, secția penală a aplicat o astfel de măsură. Doar că este foarte greu de aplicat, domnule Bancea, ne spunea domnul judecător, având în vedere că directivele sau Curtea Constituțională spune că această aplicare extinsă poate fi făcută doar în situația în care fapta a fost comisă după 2012, iar bunurile respective au fost cumpărate după intrarea în vigoare acestei legi. Da, pentru că... Așadar, legea se va aplica undeva în viitor, nu acum. Pot să vă răspund. Da, sigur. Deci, legea penală nu retroactivează. Legea penală se aplică pentru viitor. Dacă apar numai în ipoteza în care apar prevederi mai favorabile, atunci, în momentul în care apar, sunt concursuri de lege, atunci se face aplicația legii, principiului legii mai favorabile și apare posibilitatea ca cel care a săvârșit o infracțiune să se prevaleze și instanța e obligată, de fapt, de textul de lege, să ia în considerare legislația mai favorabilă. Așa că, domnul profesor, dacă e prevăzut acolo în noua lege că fapta respectivă, nu spun care, să pedepsește cu închisoare până la 5 ani și în legea veche să pedepsește cu închisoare până la 10 ani sau 15 ani, dacă fapta a fost săvârșită sub imperiul vechii legi, îi se aplică noua lege, care prevede pedeapsă mai mică. Deci astea sunt niște principii de drept penal care dă bază. Acum, să trecem mai departe. În ceea ce privește problema confiscării. Problema confiscării e mai delicată pentru că, așa cum a zis și curtea, legea care se poate aplica în această măsură este legea nouă și nu faptele care se cercetează, de regulă ați observat că sunt fapte de acum 5 ani, 7 ani, 10 ani și așa mai departe. Și atunci, sigur că da, nu putem vorbi de măsuri care sunt adoptate în noua lege, în măsura în care ele sunt defavorabile inculpatului. Dar revenim la problema care e mai spinoasă și de care vorbea doamna procuror Cheveși, da? Problema finală, recuperarea prejudiciului, pentru că prin infracțiunile de corupție se produc niște prejudicii. Dumnealui ne-a spus că totalul sau volumul prejudiciului produs în dosarele care au făcut obiectul bilanțului a fost de 431 de milioane de lei, de euro. Acum, pentru luare de mită. Da. Ei, revenind la ceea ce am încercat să abordez anterior, eu vă spun următorul lucru. În momentul în care ar exista o prevedere legală prin care autorul unei infracțiuni de luare de mită, să zicem, ar avea o prevedere prin care i s-ar impune ca în măsura în care, dau un exemplu, fără să am pretenția că fac propuneri de lege ferendă aici, de lege viitoare, în momentul în care unui astfel de corupt care a luat, să zicem, 100 de mii de euro, e pune în vedere că în măsura în care plătește
200 sau 300 de mii de euro înapoi, pedeapsa lui va fi cu suspendare condiționată? Vă asigur că mulți se vor gândi la faptul dacă merită să pui banii aia deoparte sau nu. Dacă să pui mâna pe bani sau nu. De ce? Pentru că va trebui să-i plătești înapoi de două ori, de trei ori sau, mă rog, de câte ori ar putea prevede legiuitorul. Deci iată că sunt formule care să umble exact la cauză, la tentația omului. Pentru că ceea ce spunea colegul Mihai Fodor mai înainte, există această tentație de a, de a pune mâna pe bani. Dar de ce să schimbăm legea, domnule Albu, domnule profesor, legiuitorul, vorbea domnul avocat de legiuitor? Păi nu parlamentarii fac legile, nu acolo în Parlament se fac legile și vedem că tocmai ei sunt vizați, cei mai mulți care... Ați atins o problemă destul de interesantă și hai să o abordăm acum cu toată convingerea. Eu m-am uitat acolo și am văzut că printre cei invitați la acest bilanț s-au aflat procurorii, președintele Republicii, primul ministru și procurorii și reprezentanta Curții Supreme. Deci o persoană din în alta curte, bine, în afară de ceilalți invitați, da, între și care și președintele SRI-ului, domnul avocat. Și, nu, și, da, și directorul SRI-ului, dar eu mă refer acum la reprezentarea puterilor și la acest... Sobă, l-am văzut și pe dânsul, da, tot pe acolo. Deci ce am avut acolo? Am avut reprezentanța structurilor de forță și a executivului. Ai puterii judecătorești printre ei. Dar n-am văzut niciun reprezentant al puterii supreme în statul ăsta, pentru că puterea supremă aici, la noi, e deținută de Parlament. Suntem o republică parlamentară prezidențială, da? Nu suntem... Nu există putere supremă. Ba, există o putere în cadrul... Echilibrul puterilor. Există echilibrul puterilor, dar puterea care este legitimată prin alegeri de către marele electorat este Parlamentul. Ar fi fost foarte interesant să văd acolo președintele unei camere și a celelalte camere. Și chestiunile astea să se dezbată în prezența lor. Și să se vină cu... Sunt și ei în sală, nu știu, mai sunt multe persoane. Și să se vină cu propuneri concrete în acest sens, din punct de vedere legislativ. Pentru că a întări aparatul represiv, fără a lua niște măsuri legislative care să ducă și la prevenție, nu numai la represiune, nu rezolv problema. Sigur că da, se vor da în continuare pedepse și așa mai departe, dar ajungem la ceea ce s-a afirmat anterior. Păi își face un calcul respectiv, da? A pus mâna pe nu știu câte milioane de euro și facem o 2, 3, hai 4 ani de pușcărie și revine acasă și îi folosește bine mersi pentru restul vieții toată familia lui. Iată că dacă am privit un pic altfel lucrurile și nu numai din punct de vedere represiv în ceea ce privește privarea omului de libertate. Nu. Să-i dai posibilitatea, dar în același timp să-l atingi la cel doare mai tare, la aspectul material și să restituie înapoi, nu suma respectivă, nu acele 200 de milioane de euro de care vorbește doamna procuror Chioveși. Nu. Dar dacă ar trebui să restituie de 3 ori, de 4 ori suma respectivă, eu cred că s-ar gândi de 10 ori ca să pună... Nu, merge la Curtea Constituțională care va stabili că nu e constituțional să restituie de 3 ori. Nu, să nu fie așa de sigur de treaba asta. Curtea Constituțională e foarte deschisă la anumite propuneri care duc la, într-adevăr, la o finalitate a legii care să aibă un succes. Nu succese parțial. Cum să nu avem în continuare persoane corupte, persoane care dau mită, persoane care fură din banii statului? Ne spune doamna Chioveși că unii condamnați nu execută integral pedeapsa aplicată de judecător, unii sunt eliberați condiționat fără a recupera prejudiciul sau folosind tertipuri administrative, domnule Albu. Păi, asta este aici...
aici ar trebui să colaboreze Ministerul Public, dacă așa e se spune, da, parchetul cu puterea judecătorească, nu știu în ce măsură. Ar trebui să existe o presiune și asupra instanțelor judecătorești ca să nu îi mai elibereze condiționat sau înainte de termen, decât în anumite condiții și nu cu atâta ușurință cu cât s-a făcut până acum, pentru că ei foarte greu ajung să fie condamnați și cu niște cheltuieli uriașe pe care le face statul român din banii noștri, pentru că ăsta e un alt subiect, cât de tare aleargă toate instituțiile de forță ale statului, cele fiscale, să adune bani cât mai mulți, oamenii îi cheltuie cu mare spor și la urmă îl condamnă pe unul la 5 ani, ăla face 2 ani și cu asta basta și dă drumul după 2 ani de zile. Și noi rămânem și cu banii luați și nu mai spun cum altfel, da? Că asta e toată povestea, pentru că toată povestea asta, urmărirea lui penală și toată instrumentarea întregului dosar costă niște sume astronomice, e greu să le estimez și ar fi interesant de pus o întrebare dacă știe cineva să spună cât costă chestia asta per total, per un acuzat sau per un condamnat, care sunt costurile. Sunt prevăzute în fiecare dosar de urmărire penală și cercetare penală, da? Care se înaintează în instanță, în cuprinsul rechizitorului, să regăsesc toate cheltuielile, la care eventual se adaugă cele din faza de judecată. Și sunt acolo sume destul de considerabile. Dacă tot am intervenit, scuză-mă, haideți să vă spun un pic ce-i cu executarea asta parțială a pedepselor. Păi tot codul penal, săracul, prevede modalitățile de executare și procedura liberării condiționate. Înseamnă că nu-i bun. Da, dacă mergem după opinia unora că ar trebui să executăm pe toți, atunci, într-adevăr, codul ăsta nu-i bun. Pot să zic și eu că interesul unui avocat este de partea inculpaților, fiindcă demersul lor vizează... Greșit, domnul profesor. Interesul unui avocat este să-și apere clientul cu mijloacele legale. Interesul avocaților este să existe cât mai mulți inculpați. Cât mai mulți inculpați, cu atât mai bine. Aș vrea numai să adaug așa niște chestiuni. Dacă, de exemplu, probabil că se face și chestia asta, odată cu condamnarea să se interzică niște drepturi civile. Dreptul de a alege și de a fi ales e foarte puțin, pentru că poate nu sunt curioși să voteze și nici să candideze undeva. Toate hotărârile de condamnare cuprind astfel de dispoziții. Da, dar trebuie extinsă pe partea asta chestiunea, din punctul meu de vedere. Și nu în ultimul rând, din nou, apropo de confiscarea aceea extinsă a averilor, ar trebui umblată de principiu la bani. Adică, știți cum e, nimic nu se rezolvă, dacă urmezi firul banilor, mult mai ușor se poate rezolva. Eu v-aș da un singur exemplu, că modalitățile legale totdeauna se pot găsi de a se îngrădi. Întrebarea dacă este voință. Eu v-aș da un singur exemplu, s-a vorbit și se mai vorbește încă la noi în România de așa numită intrare în insolvență, care este încă, dar s-a mai diminuat ceva, dar a fost un fenomen de masă, procentual la numărul de societăți, în sume, statul a pierdut bani semnificativi sau sume foarte mari din această chestiune. Și nu s-a întâmplat prea multe până aici, s-au chinuit, s-au scuipat prin Parlament, de numai nu s-au luat la bătaie pe acolo ca să facă un cod, să modifice acel cod, acea lege a insolvenței, au scos o formă din aia cu vreo câțiva ani de zile care nici aia n-a fost proastă, nici aia n-a fost bună și așa mai departe. Am să vă dau un singur exemplu. Toată chestiunea asta, să o țineți minte, vă puteți nota pe un bilețel. Este un celebru formular care s-a introdus din luna ianuarie-februarie la Ministerul de Finanțe, la ANAF, se numește 088. Formularul pe care trebuie să-l completezi când te declari plătitor de TVA prin opțiune ca societate comercială. Și cu asta s-a închis discuția. Și atunci
cineva de acolo, că asta e marele scandal care este pe rol astăzi, în momentul de față, că e foarte stufos, da, este foarte stufos, da, eu ca și plătitor cinstit de taxe, eu sunt curios să completez formularul ăla și să trec prin toate furcile caudine, pentru că știu că alții vor renunța pe drum care intenționează să fraudeze, nu neapărat numai statul, și pe mine și alte societăți private, pentru că în țara românească toți vorbim de banii care se fură de la stat, dar nimeni nu vorbește de banii care se fură de la firme private. Pe nimeni nu interesează. Toate parchetele, toată lumea numai pentru aia muncesc. Pentru stat muncesc. Pentru privați nu nimeni. Dar și privații plătesc taxe. Sau numai privații plătesc taxe. Tot bugetul de stat este făcut din banii pe care îi plătim noi. Pe noi nu ne apără nimeni. Până la urmă și la urmă aș veni și aș întreba eu. Bine, a luat la 900.000 de euro șpagă. Dar câți bani am pierdut noi în toți anii ăștia din insolvențe, din bani furați, din oameni care ne-au scuipat în față și nici măcar ne-au băgat în seamă și el în fiecare două, dacă nu două luni, dar de două ori pe an și-a făcut altă firmă, a aruncat-o la gunoi, a băgat-o în insolvență și-a făcut altă firmă și-a dat mai departe. Chestiunea asta nu mai poate să o facă de la 1 februarie. Nu mai poate să o facă. O nenorocită de hârtie care face merg la toată lumea în țara românească. Dar ăia care sunt principalii supărați stau din gură, pentru că ăia nu se mai poate folosi acest sistem. Și atunci eu o să mă uit cu atenție în următoarele 6 luni de zile cât de tare se va diminua fenomenul insolvențelor. Și probabil că în acel moment, după câteva luni de zile, vreau eu să sper că așa ar fi și logic, acel fenomen să ajungă la o valoare normală, la un procent normal din toate societățile. Ei, așa cum s-a rezolvat, vreau eu să sper încă o dată că se va rezolva această problemă cu un formular, așa și în chestia cu corupția există, așadar, dacă există vrem, se poate. Posibilități, doar dacă există și voință politică. Iar cu banii, când am zis atâta și pe aia mă opresc, cu banii când am zis vorba aia, dacă vrem să-i dovedim pe unii că iau mită, cum iau mită, cum se de unde, trebuie să urmărim banii. Pentru că au fost și exagerări de foarte multe ori când oamenii s-au dus și au spus că au oferit 500.000 și 300.000 de euro, dar n-au fost în stare să spună de unde au avut banii, cum i-au dat banii, deci de fapt mințeau. Erau plătiți ca să mintă sau aveau de scăpat de pușcărie și îi le promiseseră procurorii. Nici asta nu este în regulă și asta sunt niște exagerări. Dar atunci când se poate lua urma banilor și se poate vedea pe unde au circulat banii, întotdeauna... Domnule profesor, a dus acest efort la instituții mai curate? Întreba Laura Codruța Căveși. Cred că da. Însă aș vrea să punctez și eu câteva probleme. Ideea cu pedepsele prea blânde. Eu vreau să spun că limita inferioară a pedepselor care se pot aplica și care sunt la latitudinea judecătorului, mă rog, este prea mică. Asta am vrut să spun. Nu că ar trebui neapărat să-i condamnăm la moarte pe toți corupții și hoții din țara asta, că pe urmă rămâne prea puțini. Limita minimă este prea mică. Este supărător și revoltător când vezi oameni care au dilapidat miliarde, luând vreo 2-3 ani pușcărie, la fel ca și unul care fură, să zicem, un copac să-și facă foc la copii sau o bucată de pâine sau știu eu ce. Ele probabil că trebuia mai bine proporționate sau mai bine cântărite sub acest aspect, urmându-se și modelele legislației din alte țări. Nu știu dacă s-a întâmplat acest lucru. Apoi, recuperarea pedepselor. Păi cum să se recupereze pedepsele când... Prejudiciile. Când chiar puterea legislativă aia despre care se spune aici că e puterea supremă, eu nu sunt de acord că puterea supremă, nu există putere supremă, oferă indulgențe în sensul de a nu permite justiției să aresteze sau să înceapă urmărirea penală împotriva unor personaje care întâmplător poate sunt mai simpatice sau poate au relații mai speciale în acel mediu. Cum să se recupereze când chiar procuratura la un moment dat casează niște dosare fără să explice
Pe ce bază au fost ele casate? Se vorbește de fraude uriașe, de domeniul sutelor de milioane sau miliardelor Microsoft și așa mai departe. Și aflăm că inculpații sunt, dosarele inculpaților sunt casate. Pe ce temei? Ca să nu mai vorbim numai că... Ale unora. Cei care i-au dat în vileag, ăia scapă. Da, nu se poate așa. Asta pentru e o instituție complicată. Nu se poate așa. După cum nu se poate nici exonera de aplicarea pedepsei cu închisoarea, acea persoană care eventual a restituit suma, pentru că atunci toată lumea va fura, nu, la nevoie dă suma înapoi și gata. Nu mai vorbim de faptul că unele valori nu se mai pot recupera, pentru simplul motiv că ele se mai și cheltuie în paradisuri de toate felurile, pentru că ele se transferă la aparținători, la copii, la nepoți, la cine se... Și atunci nu mai e ce să confiști. Există posibilități de a reforma legislația și are dreptate domnul avocat. De exemplu, în momentul în care guvernul Ponta a ridicat plafonul pentru încredințare directă a unor contracte, a fost o invitație specială pentru la corupție. Probabil că ar trebui niște reglementări mult mai ferme și care să limiteze, să îngusteze, că de eliminat nu se pot elimina orice portițele care pot să conducă către acest fenomen. Aș vrea să vă spun o chestiune. E și bine și rău că a făcut treaba asta, pentru că sunt situații stupide și cretine în care ești obligat să faci licitație pentru orice și țineți un pix în mână. Și dacă vreți să cumperi pixuri într-o instituție și... Nu, dar asta este. Vreți să cumperi pixuri într-o instituție, trebuie să faci licitație ca să cumperi pixuri. Păi, dar e chiar aberant. Și dacă te trezești că vine unul să ți-l ofere, vede că e singur, ți-l oferă cu 3 lei și tu poți să-l cumperi de la magazinul de la colț cu 80 de bani. Pe contrariu, Neculeciu cumpără niște pernițe la care cu 10 milioane și chestiuni de acest fiecare gen. Doare. Se pot face multe, dar într-adevăr trebuie voință politică și voința politică se exprimă într-adevăr prin parlament, partide, parlament și așa mai departe. Ori, dacă vedem că grosul corupților se selectează tocmai din aceste medii, speranțele sunt serios diminuate în acest sens. Da, vorbeam de instituții mai curate. O treime din președinții de consilii județene au fost trimiși în judecată, peste 100 de primari și președinți de consilii județene. Se arată în bilanțul DNA remis mass mediei. Este o coincidență, este o legătură cu funcția publică și cu bugetul administrat, domnule Bancea? Sunt tot întrebările doamnei Chiuveși. Păi doamna Chiuveși se întreabă, dar tot ea trebuie să răspundă, pentru că dânsa nu-i pus acolo numai să formuleze întrebări. Are ea și răspunsuri. Trebuie să aibă și niște răspunsuri și bănuiesc că le-a putut afla. Tot retoric e. Dar da, numai că e prea multă retorică. Trebuie să avem și răspunsuri care nu țin neapărat de retorism. Deci, acolo unde sunt bani publici și există acces facil la ei, acolo va exista întotdeauna o tentație și fenomenul va exista mult și bine. Esențial e, așa cum am spus, să-l controlezi. Dacă ca să-l controlezi, trebuie să ai niște instrumente eficace. Iar ceea ce fac instituțiile acestea, procuratură, organele de cercetare, urmărire penală și așa mai departe, sunt aspecte legate de cum v-am spus, de latura punitivă, de latura represivă. Sunt alte instituții, cum e Parlamentul, și vreau să cred că Parlamentul este primul care este îndrituit să ia atitudine, pentru că de-aia este ales și de-aia am spus că este o... Doar că Parlamentul nu ia atitudine, domnul Bancea. I-am văzut pe parlamentari cum se apără între ei atunci când vin cererile de la procurorii DNA. Mă refer acum și la altceva, nu numai de la cererile de la DNA. Sigur, acolo am văzut ce se întâmplă
Și există o vorbă, corbul la corb nu scoate ochii, da? Dar eu mă refer la Parlament ca instituție și vreau să cred că acest Parlament totuși trebuie, nu neapărat ăsta care e în componența actuală, dar Parlamentul în sine reprezintă o putere reală și o putere care are primul cuvânt de spus în organizarea statală și în care pornește de la legislație. Și iată, acest Parlament trebuie să-și recâștige locul care îl merită între puterile statului, pentru că eu tind să cred că este primul loc pe care trebuie să-l ocupe Parlamentul între puterile statului, indiferent de părerea oricui, dar asta e, chiar dacă se susține aici de teoria egalității puterilor în stat, dar nu, noi suntem, dintre toate puterile care există în stat, doar Parlamentul este cel care reprezintă voința poporului, pentru că el este ales odată la 4 ani, și el beneficiază de votul celor mulți. Și tăricianul e de aceeași părere că Parlamentul este nostru. Puterea supremă. Dom'le, asta este. Atâta timp cât România este o republică prezidențială, parlamentară, atunci trebuie să ținem cont de treaba asta. Dacă ar fi fost o republică monarhică, atunci vorbeam despre alte principii sau de altă natură. Da, dar atunci parlamentarii ar trebui... Curtea Constituțională, care anulează o lege... Curtea Constituțională. Nu e tot la fel de supremă și aia. Mai n-are rost să purtăm o discuție pe teme juridice, pentru că e mai complicat. Probabil parlamentarii ar trebui să fie mai atenți, domnul Bancea, la electorat și la nevoile electoratului, nu la nevoile lor și la interesele lor. Dar ei tot îi votează. Electoratul îi votează. Ce să facă domnul Albu? Și dacă a făcut la pușcărie, tot îl votează. Ce să facă? Asta este oferta, că n-au de unde alege. Așa este. Și numai așa poți să câștigi locul care îl meriți în eșechierul puterilor din stat și care îl trebuie să-l merite Parlamentul țării, pentru că altfel suntem noi priviți rău. Și chiar și noi, cei care alegem, pentru că pe cine ai ales acolo? Cu votul nostru s-au dus respectivii în Parlament. Deci responsabilitatea aici împărțită. Bineînțeles, partidele sunt primele care răspund pentru calitatea oamenilor pe care îi trimit acolo în Parlament. Deci aici e un concurs de factori care ar trebui să genereze în final calitatea de care avem nevoie și în special calitatea aceasta e absolut necesară în Parlament. Acum, sigur că da, lupta asta împotriva corupției pe care au decelat-o cei care s-au prezentat la bilanțul respectiv și asupra cărora s-au făcut aprecierile de rigoare, nu reprezintă un element în care, cu care DNA-ul ca instituție a ieșit într-o postură cât se poate de bună și și-a prezentat un bilanț din această perspectivă, zice el bine. Da. Doamna Căveșii ne spune că pentru prima dată în ultimii ani procentul de achitări a scăzut la 7,63. Ce părere aveți? Este mare? Este mic? Este bine? Păi, acum achitările reprezintă eșecuri. Așa este. Ale acuzării și succes. Sunt niște succese ale apărării. Deci dacă pe mine mă întrebați ca avocat, eu spun că bravo celor care au obținut soluțiile respective de achitare. Înseamnă că acolo au fost trimiși în judecată oameni nevinovați. Și lucrul ăsta e un lucru bun pentru apărare, un lucru prost pentru acuzare. Nu, dar vorba că a scăzut. Asta era întrebarea. Dacă a scăzut procentul, că el în scădere. Pentru parchet e un lucru pozitiv. Înseamnă că și-au îmbunătățit activitatea. În comparație cu celelalte parchete? Și acum nu știu că n-am datele bilanțului care s-ar fi făcut la celelalte parchete. Dar... Știți foarte bine că și anii trecuți aveau undeva un procent la... A fost mai mare 2, la anul trecut. 1, 3 maxim. 3% la DNA? Nu la DNA. Nu, la celelalte parchete. Păi acum,
Evident că e un procent mult mai mare decât la celelalte. Nu știu cum se prezintă situația pe 2015, la datele respective. Dar eu vorbesc acum din perspectiva evoluției datelor în ceea ce privește DNA-ul în sine, nu fără a face comparația cu ceilalți. E, și complexitatea cauzelor e diferită, că unele, una e să cercetezi cauze de asemenea amploare și alta e să cercetezi cauze... La DNA, fiind vorba de mai mulți bani, sunt și echipe mai redutabile de avocați. La DNA e și vorba de traficul de influență. De, dar nu numai asta, eu vreau să zic și altceva. Acolo, fiind specializate, deci fiind un domeniu care cuprinde o anumită competență, competență strictă, acolo te raportezi exclusiv la acea competență, la infracțiunile de corupție, care nu sunt multe. Că acelea sunt foarte, foarte puține în comparație cu infracțiunile care există în codul penal. Ori aici riscul unei achitări are un impact mult mai mare din punct de vedere al imaginii și așa mai departe, domnule... față de celelalte, unde ce se întâmplă? Acolo sunt soluții, foarte multe soluții, să zicem, de renunțare la urmărirea penală sau, mă rog, de scoatere de sub urmărire penală, cum era înainte, de neînceperea urmăririi penale pentru diferite fapte care nu îmbracă totdeauna gravitatea unei infracțiuni și așa mai departe. Și atunci, acolo ai o plajă mult mai largă de fapte și de infracțiuni care nu neapărat îți îngreunează procentajul respectiv. Aici e mult mai laborioasă activitatea și e mult mai, te expui mult mai mult. Și în condițiile în care, există și o, să zic, o poziție destul de interesantă și în legislație, vis-a-vis de legislație. Observați și dumneavoastră că în ultima vreme, numai de anul trecut până acum, în materie penală au fost, dacă nu mă înșel, în jur de vreo 20 de excepții de neconstituționalitate primite de Curtea Constituțională. Așa este, vorbeam de... Și în condițiile în care sunt vreo câteva sute de excepții deduse, de neconstituționalitate deduse... Vorbeam de procentul de achitări. Cum rămâne cu afirmația mai bine 10 vinovați în libertate decât un nevinovat în pușcărie în aceste condiții? La un procent de 7,63% mai mare anii trecuți, domnule Albu. Nu știu cum rămâne, cum nu rămâne, dar acum eu nu... Până la urmă și la urmă eu mă cam îndoiesc că vreunul dintre ei care au fost condamnați pentru trafic de influență sau pentru mită, să mă exprim așa, există vreunul care a fost condamnat și este nevinovat. Eu nu cred că da, mai degrabă invers, repet. Mai degrabă, mai sunt având, mulți pe afară. Având echipe mai redutabile și mai profesioniste de apărători, s-ar putea ca și mulți dintre cei care au fost achitați să aibă șansa aceasta și să... Ați spus mai devreme, întrebarea inițială, de ce sunt așa de mulți dintre cei care sunt anchetați și condamnați din rândul primar, președinți de consilii județene. Păi, iarăși vă spun o ghidușie, așa, că chestiunile complicate se rezolvă cu rezolvările sunt de multe ori foarte simple. Acum depinde exact ce impact va avea. Astăzi, de exemplu, primul ministru, nu sunt un fan neapărat al primului ministru, dar primul ministru, probabil luat și el de valul ăsta curățeniei, așa, a afirmat că, nu știu dacă a scos o ordonanță de guvern sau urmează să o scoată, că toate autoritățile locale vor fi obligate, deci aia înseamnă primării, consilii județene, vor fi obligate să își treacă pe site toate achizițiile pe care le fac. Ce înseamnă asta? Nu știu, dar dacă înseamnă și pe alea directe și pe alea cu licitație și așa mai departe, în condiția în care nu le vor trece pe site asemenea aceste cheltuieli, aceste achiziții, să nu mai primesc bani de la buget. Și nu e bine, domnule? Mai foarte bine, deci o șmecherie simplă de tot.
Adică noi putem să facem tumbe prin consilii pe unde vreți, peste tot, prin ziare. Ce vreți putem să facem? Dai doar la bască pe aia. Nu o să spună niciodată să-ți dea lista cu toate contractele, cu cine a pus pază, cu cine a luat pixuri, cu... Am eu ceva cu pixurile. Și așa mai departe. Cu cine a plantat gladiole? Da, cine a plantat... Cine aia se știe cine a plantat gladiole. Nu-i nicio problemă. Toată lumea știe. Da. Deci nu o să știm niciodată, pentru că totdeauna, dacă îi obligă să le pună pe toate acolo, m-ați înțeles, sunt niște rapoarte ale curții de conturi înspăimântătoare, absolut înspăimântătoare. Dar eu n-am văzut niciun raport de la dus la DNA. N-am înțeles de ce. Ei, cei de la DNA, ei nu citesc raporturile alea, rapoartele alea, sau ăștia, nu le trimit și acolo, sau nu știu care e corelația. Dar să știți că există o procedură care permite... a unor astfel de organe de control, cum este și Curtea de Conturi, să se sesizeze atunci când e cazul organele de urmărire penală. Sau organele de urmărire penală s-ar putea autosesiza în urma materialelor din presă, prezentate raport Curtea de Conturi, rezultatele și așa mai departe. Sigur că da. Acolo sunt multe exagerate. Vreau să răspund faptului că există posibilitatea asta. S-ar putea să considere, să aprecieze organul reședit de control că nu e infracțiune, că e o contravenție, că e o încălcare la niște norme interne care nu duce neapărat la o infracțiune. Și evident, nu de fiecare dată putem vorbi de infracțiune aici. Haideți să nu exagerăm, că prea, după aia prea încărcăm și pe cei de la DNA cu tot felul și așa, ei sunt încărcați, să nu credeți că acolo sunt numai dosare, nu numai, acolo nu sunt, ei nu sunt sesizați de fiecare dată numai cu dosare de corupție. Să știți că sunt foarte, foarte multe dosare, care, adică sesizări pe care ei le primesc și care nu le intră în competență și atunci le trimit la ceilalți care, da, care sunt competenți, parchetele. Și președintele Klaus Iohannis a fost astăzi la bilanțul DNA și vorbea președintele de recuperare a prejudiciilor. Să-l ascultăm și apoi să comentăm. Încuviințarea de către Parlament a cererilor justiției rămâne însă un capitol cu restanțe periodice. Doresc să subliniez încă o dată faptul că imunitatea parlamentară nu are voie să se transforme într-o piedică împotriva luptei anticorupție. O altă temă importantă rămâne recuperarea prejudiciilor produse statului prin fapte de corupție comise de persoane pentru care s-a stabilit vinovăția prin decizie judecătorească definitivă. Nu putem permite ca persoane care s-au îmbogățit prin încălcarea legii penale să se bucure în continuare de respectivele foloase necuvenite. Cred, din acest punct de vedere, că avem nevoie de acțiune coerentă din partea autorităților și că trebuie operaționalizate cu adevărat instituțiile cu atribuții care să recupereze prejudiciile. Doamnelor și domnilor, pe parcursul anului trecut, cum am auzit, au fost trimise în judecată 497 de persoane cu funcții de conducere, dintre care 32 sunt demnitari. Acest fapt ne arată că flagelul corupției continuă, din păcate, să afecteze profund societatea noastră. De aceea, lupta împotriva corupției nu numai că nu s-a încheiat, dar trebuie să continue cu motoarele turate la maximum, iar DNA va trebui să rămână un jucător cu rol central în combaterea acestui fenomen extrem de nociv pentru societate. Da, a fost președintele României, Klaus Iohannis. Domnule profesor, nu putem permite ca persoane care s-au îmbogățit prin încălcarea legii să se bucure în continuare de respectivele foloase, spunea Klaus Iohannis. Și vreau să vă întreb cum se pupă această declarație de astăzi a domnului Klaus Iohannis, președintelui României, cu declarația domnului Iohannis în cazul trustului intact și chiar cu situația personală a domnului președinte, din păcate. Acolo nu e un caz de corupție. Aș încerca să răspund totuși la întrebarea anterioară. De ce la consiliile locale, județene? Păi pentru că acolo este banul public. Corupt nu poți să fii decât mai degrabă când e vorba de ban public. Acolo și la regiile, marile regii care încă mai persistă. În legătură cu domnul președinte,
Dumnealui, ca și în alte ocazii, face niște afirmații cu caracter peremptoriu pe care n-ai temeiuri să le contrazici. Așa este, sigur. Nu putem permite, trebuie recuperat și așa mai departe. Chestiunea este însă că miezul inițiativelor ar trebui să pornească tocmai de la instituția domniei sale. Desigur, nu în mod direct, fiindcă atribuțiile președintelui nu sunt tocmai nici inițiativa legislativă, nici aplicarea concretă a legii, dar în Republica noastră semiprezidențială există, măcar și prin forma acestor declarații, posibilitatea ca președintele țării să impulsioneze exact măsurile în vederea obiectivelor mai sus enunțate. Într-adevăr, este o contradicție flagrantă între ceea ce se afirmă, ceea ce afirmă președintele și atitudinea sa, sau prima sa atitudine, prima sa intervenție în cazul Antena 3. Pentru că acolo era exact vorba de a recupera prejudiciul datorat unui condamnat penal și de recuperarea acestui prejudiciu, de repunerea. Atunci președintele efectiv vorbea de banale motive administrative. Banale motive administrative și că s-a procedat. Măsuri heirupiste. Ori e bine de ținut minte că dispoziția respectivă de confiscare a imobilelor s-a dat în urmă cu vreo 2 ani. Deci în niciun un caz, an și ceva. Un an și ceva. Deci în niciun caz nu putem vorbi aici de heirupism. Însă, ca să zic așa, nu este prima dată când vorbele și faptele unor politicieni, chiar de mare anvergură, nu se asortează. Deci ele au un caracter de multe ori ocazional, având misiunea de a lustrui o imagine, mai ales atunci când această imagine este puțin șifonată. În legătură cu afacerile personale despre care a făcut vorbire presa, acolo se pare că nu este vorba de corupție. Dar președintele a pierdut o casă în instanță. De tergiversarea sau de... Vorbim de prejudicii și aici. Ceea ce intenționează să facă dumnealui, adică contestarea hotărârii judecătorești de ultima instanță, este ceva legal, însă nu este prea elegant. Nu este prea elegant pentru că, totuși, o hotărâre judecătorească definitivă ar trebui respectată, așa cum declară și se bat cu pumnii în piepți cam în toate ocaziile diferiți politicieni. Sigur că se poate contesta în cazul că au intervenit împrejurări noi sau știu eu ce. Dar rămâne un semn de întrebare în ceea ce privește atitudinea civică în acest caz. Domnul Albu? Eu nu știu, acum, într-adevăr, vedeți cum am spus și mai devreme, trebuie să spună ceva și președintele dacă vine la o asemenea, cu o asemenea ocazie. Eu de-aia vă spun, pentru că am participat de multe ori la asemenea bilanțuri, ședințe, nu de asemenea anvergură, evident, dar de anvergură mai mică, dar povestea aceea și când te scoli în picioare, ești invitat să iei cuvântul, tot să spui ceva. Așa, atunci te trezești să spui ceva. Deci n-a afirmat decât o poziție foarte normală vis-a-vis de DNA, ceea ce nu schimbă cu nimic datele problemei. În schimb, legat de povestea cu Antena 1, undeva am citit în presă și sunt 100% de acord cu exprimarea acelui ziarist, și anume președintele a pierdut o ocazie foarte bună de a tăcea. El care tot ne-a spus că mai bine se exprimă în gând așa, sau au zis alții despre, uite, de data asta l-a luat gura pe dinainte, că a început, a stat prea mult la București, l-a luat gura pe dinainte și a dat și el cu părerea, l-a luat valul. A omis să-l întrebe pe Mihalache. Mihalache e altul care n-am nicio, în fine... Atât aș vrea să spun despre aspectul, despre poveste. Iar despre chestiunea cu nu, asta e subiectul, chestiunile personale ale președintelui,
Dacă mai este pe rol, este pe rol, dar e o chestiune jenantă până la urmă pentru șeful unui stat să ajungă în această situație. Sper pentru dânsul și pentru noi cei care l-am votat și l-am ales să o rezolve cu eleganță, atâta sper. Da, domnule Bancea, la bilanț a participat și ministrul Justiției, doamna Raluca Prună, care a declarat că își asumă reinvestirea doamnei Căveși în funcția de procuror șef DNA. Există egalitate în fața legii dacă pentru procurorul general s-a declanșat procedura de selecție, dar funcția de procuror șef este oferită automat actualei șefe, se întreba pe blogul personal o judecătoare din Botoșani. Să o propună. Acum... să reinvestească. Pe doamna Căveși la șefia DNA. Se numește propus. Nu vreau să intru în discuții, dar se numește propus. Eu folosesc cuvintele doamnei ministru. Scuze, da. Într-adevăr, se poate propune pentru funcția respectivă, dar procedura de numire efectivă în funcție trebuie să parcurgă o etapă. Sigur că da, acolo nu e o reinvestire automată, ceea ce ar fi trebuit să nuanțeze doamna ministru, dar eu mă gândesc că fiind așa o ministră mai nouă în acest minister, care e un minister destul de greu, ea cam scăpat aceste mici amănunte. De adevăr, dacă procurorul general al Republicii parcurge o astfel de procedură, nu văd de ce un procuror care, din punct de vedere ierarhic, este subordonat, să nu parcurgă. Pentru că este așa este. Dar arestează așa eventual. Nu vorbim aici de atribuții, pentru că și acelea sunt limitate și ele. Dar există procuror general. Procuratură există, există o anumită ierarhie, oricând ne-ar place unora sau nu le-ar place, și procurorii spun magistrați, dar nu au același regim ca și magistrații, ca și judecători. Acolo există alte reguli cu care se lucrează. Și e normal, pentru că se lucrează în alte condiții. La procurori este semnalță de subordonare administrativă, fie și prin faptul că sunt numiți. Sunt numiți de către... Astea sunt regulile și există o lege de organizare judecătorească și așa mai departe, în care sunt prezente acolo niște modalități. Mă rog, o discuție e puțin mai amplă aici, pentru că sunt unii de părere că procurorii, de fapt, nu sunt magistrați. Și magistrați sunt numai judecătorii. Da, e o discuție mai amplă, n-are rost să o abordăm. Revin la ceea ce ați discutat anterior cu colegii vis-a-vis de afirmațiile președintelui. Două lucruri sunt esențiale acolo. Și trebuie să le decedăm. Unul, afirmațiile vis-a-vis de afacerile personale, civile, ale președintelui, care vizează un proces cu privire la un imobil, ale căror proceduri, după știința mea, s-au declanșat anterior alegerii sale. Acolo erau niște neînțelegeri cu privire la proprietatea care a fost revendicată de foștii proprietari în regimul legilor de restituire și așa mai departe. Procedurile sunt mai ample acolo. Eu nu văd nicio chestiune care să-l implice pe președinte la maniera la care să-l pună într-o postură jenantă. E un proces în care există, pe de o parte există părâți, pe de altă parte există reclamanți. Este un și proces care s-a finalizat. Un proces civil. Există o hotărâre definitivă. Dânsul a uzat de căile de atac și așa mai departe. Deci, în final, chestiunea s-a tranșat din punct de vedere civil. Pentru mine, nu, n-am spus că este o cauză penală, sigur că nu. Dar nu trebuie să trecem în alt domeniu și să vorbim de prejudicii și așa mai departe, pentru că, atenție, prejudiciul există atunci când îi cauzezi cuiva printr-o faptă ilicită, îi cauzezi o daună și așa mai departe. Acolo e cu totul și cu totul altceva. Acum,
Indiferent fi părerea una sau altă. Parcă să susține contrariul. Eu nu sunt aici ca să decelez tot procesul. Sigur că partea adversă susține un lucru, partea reclamantă alt lucru, așa se întâmplă în procesele civile. În final, judecătorul de dreptate, ori reclamantului, ori părâtului. Așa, aici, dânsul, din păcate, a fost în postura părâtului care a pierdut. Da? Și a câștigat cel care a fost apreciat ca fiind proprietarul imobilului. Din câte știu, el a dobândit imobilul de la niște terți care în final și-au pierdut titlul acela de proprietar și prin urmare nu mai puteau transmite valabil dreptul de proprietate, care de fapt pentru care încheiaseră un act anterior. Bun, ăsta e un subiect. Deci nu are mare, nu încape în discuția ta astăzi acest subiect. Cealaltă afirmație pe care a făcut-o președintele cu privire la herupismul cu care s-a procedat, el s-a referit acolo, după cât am înțeles și cât am văzut, la acțiunea ANAF-ului. Păi să-mi fie cu iertare, eu am văzut multe executări, dar și cunosc procedura de executare, cel puțin atâta cât e reglementată de codul de procedură civilă. Și, mă rog, cel care se aplică odată cu codul de procedură fiscală, pentru că aceste norme se complinesc cu, din procedura fiscală cu cele din procedura civilă. Ei, acolo ANAF-ul a cam făcut un herupism. Nu pentru că aș ține partea antenei, că antena nu avea de ce să ia o poziție așa de tranșantă. De martir. Probabil că aveți dreptate, dar domnule Pancea, herupismul, vă spun eu unde e, dați-mi voie să-l termin. Herupismul e acolo în care că ANAF-ul a făcut spectacol. Ei trebuiau să emită un document care se numește somație sau notificare, îi pui în vedere în termen de să părăsească locația respectivă, pentru că nu mai au documente care să îi ateste ocuparea legală și așa mai departe. După care, la expirarea termenului respectiv, execuți propriu-zis partea a doua a procedurii respective. Te deplasezi cu executorul, îi pui în vedere să iasă, nu așa apelezi la forța publică. Bancea, dar și atunci probabil spune că este vorba de banale măsuri administrative atunci când vrei să recuperezi un prejudiciu, un prejudiciu uriaș. Bun, dar nici nu se procedează la maniera asta. Din acest atunci, punct de vedere, din acest sunt punct de acord vedere, cu am fost de acord cu afirmația. Dar nu sunt banale măsuri administrative nici atunci. Păi, sunt într-un la fel. La unde deosebire am fost și la urmă urmei cu scuzele de rigoare între un post de televiziune și firma lui Nea Costică. Care e problema? Că Nea Costică nu emite pe post nimica? Dar care e deosebirea? Păi asta domnule susține Bancea, doamna. Spuneți, domnule asta Bancea, susține doamna. Da, domnule Bancea, spuneți. Mie deja m-am spuneți că tot același lucru e. O chestie simplă, e o banală chestiune. E doar modul cum a acționat. Întrebarea este alta dacă chiar ajungem la discuția aia. De ce au stat cei de la ANAF un an și jumătate și n-au făcut nimic cu hotărârea în curte, acolo au ținut cotul pe ea? Și de ce a trebuit doamna Căbe și dacă eu mă înșel, mă înșel, dar eu așa mă înțeles, că a făcut dânsa din nou în calitate de șef de DNA, procuror șef la DNA, a revenit cu plângere la ANAF că, băi, este o hotărâre judecătorească, nu o puneți în aplicare. După care s-a pus în aplicare intempestiv de data asta. Păi nu asta e limpede. Astea sunt lucruri la care ar trebui să avem limpede, un răspuns. Nu e limpede. Nu-l vom avea, nu-l vom avea răspunsul ăla. De ce domnul Gelu Diaconu a semnat fatidica hârtie de a se pune în executare, nu știu cum se numește, ce e hârtia aia, domnul Mânceau? O notificare. O notificare, exact o zi înainte de a pleca de la conducerea acestei instituții. De ce n-a făcut-o în urmă cu un an de zile? Nu e limpede de ce n-a făcut-o. Pentru nu e limpede că, deloc, pentru că știți. Toți se tem de Antena 3. Și pentru că, probabil, până în administrația Ponta, li s-a interzis să execute sau li s-a dat dispoziție să tergiverseze aplicarea... să nu vă cred, domnul profesor. Da, domnule, vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre, vă așteptăm și cu alte ocazii. Domnilor și domnilor, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Rămâneți cu Informația TV.